Bine, v-am regăsit la horoscopul zilei, într-o zi de miercuri, ultima zi de septembrie, care, iată, face trecerea de-a binelea în mijlocul toamnei. Pregătesc, bineînțeles, ca la orice final de lună, pregătesc horoscopul lunii viitoare, dar din start am să anunț că probabil undeva pe luni vor fi gata toate, așa că vă rog să aveți un pic de răbdare, să trec prin toate cele 12 zodii, așa cum v-am obișnuit, câte un film pentru fiecare zodie în parte. Bineînțeles, voi începe cu câștigătorii lunii, o să vedeți mâine cine este câștigător la capitolul vizualizări ale horoscopului lunii septembrie. Pe ei îi voi lua primii, pe ultimii îi voi lăsa la urmă, asta ca să nu existe o supărare, între ghilimele, pentru pești, capricorn, vărsători și așa mai departe, că ei întotdeauna sunt ultimii. E, am învârtit un pic regula așezării zodiilor și le-am luat în funcție de priorități, cele mai multe vizualizări pentru un anumit film înseamnă că aceia sunt și prioritari, sunt predominanți în acest canal de YouTube, acele zodii sunt cei mai mulți reprezentanți, să zicem așa. Dacă va rămâne zodia voastră la urmă, înseamnă că nu v-ați grăbit așa de tare cu vizualizarea horoscopului lunii anterioare. Deci, ca să vă motivez, și n-am să spun cine sunt acestea, eu știu deja lista așezării după număr de deschidere ale unui film, care au fost cele mai curioase zodii și cele mai puțin curioase privind horoscopul lunii și pe aceea îi voi lăsa la urmă, dar cine știe dacă lunile viitoare nu se întoarce roata. Acum intrăm în povestea zilei de miercuri direct, ultima zi de septembrie, în care în sfârșit am mai scăpat de o planetă retrogradă, după ce lunile anterioare, săptămânile anterioare mai bine zis, și Jupiter a renunțat la retrogradare, iată de astăzi și Saturn merge direct, gata, nu mai merge în marș arier, ci se duce înainte către ceea ce are de făcut spre ieșirea din Capricorn. Încetul cu încetul se apropie de granița cu vărsătorul, astfel încât la finalul anului se va muta frumos mână în mână cu Jupiter în următoarea zodie. Zodie pe care deja a tatonat-o, țineți minte, prin primăvară a trecut deja un pic în vărsător, după care a mai avut ceva de făcut în Capricorn. E, acum, în sfârșit, intră în drum direct, fără întoarceri, fără ocolișuri, fără retrogradări, direct către ieșirea din Capricorn. Se va grăbi, astfel încât în decembrie, la revedere, Saturn. Vă invit pentru a vedea așa pe ultima sută de metri a lui Saturn în Capricorn, vă invit în horoscopul anului 2020, în cazul în care n-ați făcut lucrul ăsta deja, încă de la începutul anului, sau în horoscopul lui Saturn, care oferă multe informații legate de toate zodiile, să vedeți cam cum și-a lăsat amprenta Saturn în viața voastră în acești ultimi 2-3 ani de când ne influențează pe toți și ați văzut câte nebunii a generat aglomerația de planete din Capricorn. Pe tema asta există și horoscopul lui Jupiter în Capricorn și horoscopul lui Saturn în Capricorn. Le găsiți pe toate unde în altă parte, dacă nu în acbarea.com. Pe prima pagină sunt toate horoscoapele înșirate. Totul e să aveți un pic de răbdare în cazul în care sunteți pe telefon sau pe tabletă, să rulați pagina, pentru că nu pot fi toate ca lup într-un singur loc. Încetul cu încetul rulați pagina și descoperiți și horoscopul lui Saturn și al lui Jupiter și al lui 2020 și al lunii septembrie și al lunii octombrie și așa mai departe, pentru că în acvaria.com ce găsiți altceva dacă nu horoscop în toate felurile? Și dacă tot e horoscop în toate felurile, nu trebuie să lipsească horoscopul zilei. Deci, ziua de miercuri. Începem, bineînțeles, cu berbecul. Sau, înainte de a intra direct în povestea berbecului, vreau să fac un asterisc așa și să vă anunț pentru cei care sunteți noi pe aici, pentru că nu de mult s-au împlinit 22.000 de abonați, semn că e o sumă rotundă care mă onorează și vă mulțumesc pentru asta, dar
Asta înseamnă că 22.000 de oameni poate nu știu despre ce e vorba în acest canal. Este vorba de horoscop zilnic, horoscop săptămânal, horoscop lunar, horoscop anual, horoscop în toate felurile și multe alte filmulețe legate de acest sector mai misterios al vieții, dar vroiam să amintesc acest lucru pentru că este o întrebare generală pe care toată lumea și-o pune. Ce zodie să urmăriți? Zodia natală, adică zodia în care se afla soarele în momentul nașterii și este acea zodie pe care toată lumea o cunoaște, sau zodia ascendentă. Zodia ascendentă este zodia indicată de ora nașterii, ora și locul nașterii voastre exacte, nu doar ziua la modul general, ci chiar și ora și minutul contează foarte mult pentru a afla ce zodie se ridica la orizont în momentul în care v-ați născut. E, pentru asta nu toată lumea știe ascendentul, de aceea dacă îl știți, urmăriți și horoscopul pentru zodia natală, dar și pentru ascendent, chiar dacă par la un moment dat să se bată cap în cap, de fapt s-ar putea să se completeze foarte bine una pe alta. Iar dacă nu cunoașteți ascendentul, vedeți că undeva în descrierea fiecărui video de pe acest canal găsiți un link către calculare ascendent, calcul zodia ascendentă, astrocalcul, nu mai știu exact cum l-am intitulat. Este un calcul pe care îl ofer peste câteva zile, nu în direct, nu îl găsiți direct pe site, în pagina de Facebook, în paginile de Facebook, că sunt mai multe. Dacă n-am făcut-o până acum, fiți sigur că voi ajunge la toate aceste calcule. A fost o perioadă foarte încărcată, plus un concediu care a făcut ca răspunsurile mele să vină un pic mai lent, dar fiți sigur că voi ajunge și la ele. Cer iertare că durează mai mult, dar urmăriți sau, mă rog, acum solicitați aceste calcule, că sunt gratuite, puteți afla exact, dacă știți ora nașterii, bineînțeles, să știți și zodia, a doua zodie care vă reprezintă. Și nu numai că e a doua zodie care vă reprezintă, deci sunteți o zodie natală, o zodie ascendentă, de multe ori pot fi identice, asta dacă v-ați născut la răsăritul soarelui, fiți sigur că ascendentul este același cu zodia natală, dar mai mult decât atât, zodia ascendentă devine foarte puternică la maturitate. Practic se inversează, nu mai suntem zodia natală cu ascendent în altă zodie, ci mai degrabă zodia ascendentă ne reprezintă foarte mult, pentru că asta am devenit și o să mai devenim și altceva pe parcursul vieții, pentru că suntem o poveste întreagă conform astrogramei noastre natale, conform configurației astrale sub care ne-am născut și pe care o ducem așa ca o carte de vizită. Scuzați că m-am lungit așa, dar e vorba de întrebări generale care ori vin în privat, ori vin jos în comentarii și decât să răspund la fiecare, fac această introducere pentru toată lumea, bineînțeles pentru cine interesează. Dacă nu, am cititoare, urmăritoare, fidelă și mulțumesc pentru asta, care de fiecare dată când eu uit să fac timeline, nu, adică trimiterea către zodia, fiecare zodie în parte, există un timeline de forma o minut și secundă, care apăsând pe acest mic link din comentarii sau din descriere, vă puteți duce direct la zodia care vă interesează, ca să nu ascultați toată povestea până la zodia voastră. Există deci o astfel de persoană pentru care și îi mulțumesc pentru acest ajutor, că atunci când eu uit să postez și timeline-ul, descrierea minutului și secundei la care începe zodia X, o face ea și astfel multă lume se poate duce direct acolo fără să-și mai pierdă timpul cu toată vorbăraia mea. E defect profesional, un astrolog și mai ales eu mai sunt și jurnalist la origine, vorbește mult și iată, am lungit-o foarte mult. Gata, despre Berbec vorbim acum, care poate să descopere astăzi câți prieteni mai are, cât de mult sau cât de puțin prieteni mai are în jurul său. Aveți, treceți printr-o situație în care clar că vă puteți descurca și singur, că nimeni nu vă întrece, sunteți curajoși, temerari, aveți toate resursele la dispoziție, dar sunt momente în care nu știți ce să faceți în anumite situații. Ați avea mare nevoie de un ajutor, de o îndrumare, de un sfat, de o părere și vine de la prieteni. Așa că ajunge doar să aruncați o vorbă în aer, să vedeți cine sare în ajutorul vostru. S-ar putea să aveți surprize, să descoperiți că cei de la care așteptați
ajutor, nu reacționează, nu sunt acolo alături de voi. E un semnal de alarmă că nu sunt chiar atât de bun prieten. În schimb, ați putea primi semne de prietenie, de amiciție, de admirație, de respect, de orice altceva, de la altcineva. Încât e foarte posibil azi să se lege o relație nouă, să se închege o nouă prietenie, să faceți o nouă cunoștință, să apară cineva în peisaj față de care există o atracție foarte puternică, nu mă refer la atracție fizică, nu mă refer la iubire, aici mai degrabă prietenie, amiciție, colegialitate, de acolo vine ceea ce aveți voi nevoie, energia care vă lipsește vouă vine de la aceste persoane pe care de azi înainte ați putea să le numiți prieteni de nădejde, cu un sfat, cu o idee, așa cum v-am spus, sunt acolo, ajunge doar să spuneți nu știu ce să fac, am nevoie de ajutor sau să vă vadă îngândurat, să vă vadă împovărat și această persoană va participa cu tot ceea ce îi stă în putință. Bineînțeles că e valabilă și reciprocă, adică voi să vă demonstrați astăzi prietenia sinceră, reală, puternică față de cineva. Pentru că astăzi se... Este foarte bine exprimată acea expresie prietenul la nevoie se cunoaște. Ori voi, bun prieten pentru cineva, ori alții, bun prieten pentru voi. Că-s puțin, că-s mulți, nu contează cantitatea, contează calitatea acestor prieteni care unul pe altul vă puteți susține, ajuta, sprijini la nevoie și astăzi veți putea bifa așa cine este cu adevărat alături de voi. Pentru Taur s-ar putea să fie o zi un pic cam lejeră, parcă nu depuneți voi prea multe eforturi, parcă vă vin pe tavă multe reușite. Poate o zi de succes, vin vești bune, vin oportunități foarte bune de a vă remarca, de a vă afirma, de a câștiga ceva și aproape că vine așa pe tavă vi se oferă aceste ocazii nemaipomenite. Ar fi culmea să nu le fructificați, să nu vă bucurați de ele. Probabil și voi vă mirați cât de ușor ați ajuns la unele rezultate. Poate vi se oferă și nici nu știți să mă înfrupt din ele, să or fi pentru mine, le merit. Nu vă gândiți la asta, dacă tot vi se oferă niște șanse extraordinare, luați-le, apucați-le cu ambele mâini că nu se știe cât de des vin. Poate fi deci o zi de succes. Succes lejer, succes facil, succes la îndemână, succes la dispoziția voastră aproape fără a face vreun efort. Nu deseori aveți parte de așa, poate fi chiar un noroc, nu aveți parte de așa noroc întotdeauna, încât e ca și cum ați pornit într-o competiție cu foarte mulți rivali alături și vă treziți că rivalii ăștia, chiar dacă voi nu sunteți, știți că nu sunteți cel mai bun, știți că n-ați făcut totul să meritați succesul, dar nu se știe cum se așează astrele pentru voi, că prindeți așa un vânt prielnic care vă duce direct la finish, poate chiar câștigătorul number one. Asta e culmea. Nu porniți de pe pole position, nu sunteți primul în această competiție, nu sunteți nici măcar cel mai bun, dar vă puteți trezi cu un succes de toată frumusețea aproape picat din senin. Așa că profitați de asemenea șansă că rare ori aveți parte de așa ceva. Gemenii trebuie să învețe astăzi să mai treacă cu vederea lucrurile care s-ar putea să-i doară. Voi sunteți o zodie destul de jucăușă, de superficială, nu puneți foarte tare la suflet unele lucruri care se întâmplă. De aceea, dacă treceți printr-o situație deranjantă, nu începeți să o analizați, să o întoarceți pe toate fețele, nu o luați foarte personal, se întâmplă, asta e, ci căutați latura amuzantă, dacă puteți, bineînțeles, faceți haz de necaz, apelați la ironie, la umor, la autoironie, glumiți pe seama lucrurilor care vi se întâmplă, da, mai trece omul și prin situații defavorabile, dar voi s-ar putea să le învârtiți în așa fel încât să zâmbiți când altul poate ar plânge, să glumiți când altul nu știe cum să-și mai toarne cenușă în cap. Le faceți ca un joc. Da, e o suferință, e o problemă, e o situație complicată, dar reușiți să transformați totul într-o provocare amuzantă, simpatică, într-un motiv de a glumi, de a râde, de a spune vai ce prost am fost, deci o suciți în așa fel încât să nu-i vedeți latura aceea
negativă. Altul ar vedea-o, ar scoate-o la iveală. Ei, chiar dacă există, o vedeți, vorbiți despre ea, dar nu o transformați într-un dezastru, nu faceți din țânțar armăsar, ci reușiți să glumiți pe seama chiar și celor mai complicate situații. Chiar și un eșec dacă apare astăzi, nu-i musai să apară, dar să zicem că nu vă iese ceva. Îmbrăcați acest mic eșec într-o glumă, într-un motiv de a face haz de ceea ce s-a întâmplat și veți vedea că veți trece mult mai ușor peste impactul emoțional al unui insucces, ba chiar de unde nici nu știți, unde nu vă așteptați, s-ar putea să se ivească soluții de a depăși impasul acela. Că altfel ați rămâne blocat într-un punct mort, împovărat de greutatea nereușitei și clar că ați putea face din asta o mare problemă. Dar cine trece peste probleme zâmbind, clar că și problema se diminuează major. Pentru rac este o zi a analizelor lucide, raționale, mintea vă este pusă la treabă din greu, pentru a analiza niște lucruri, pentru a lua niște decizii, pentru a compara niște situații. Aveți mai multe variante la dispoziție, să zicem așa, și voi trebuie să le cântăriți. Să aleg asta, pro, contra, da sau nu. Sunteți în fața unor astfel de decizii, alegeri, dar nu trebuie să vă aruncați la prima variantă care vă vine în minte. Norocul vostru e că mintea vă merge brice astăzi și veți vedea din toată povestea asta, chiar dacă are și de mii de variante posibile, o veți vedea cel mai clar pe cea mai bună. Deci cea care ajunge la varianta la care ajungeți în urma unui raționament la care voi singur vă supuneți, o să fie clar și cea mai bună. Greu de crezut că veți lua astăzi vreo decizie greșită, vreo decizie neclară, ci veți vedea atât de bine lucrurile, cum e mai bine, încotro trebuie să mergeți, la ce să apelați, la ce să vă așteptați. Voi parcă aveți așa o fantă de lumină în față și știți exact către ce vă îndreptați. Nu e ceață, nu e neclaritate, poate au mai existat și știți bine că voi race sunteți într-o perioadă destul de complicată încă până prin decembrie, dar acum așa parcă prindeți liber pe autostradă și știți că din punctul în care sunteți știți exact unde trebuie să ajungeți. Leia o zi destul de ciudată pentru că se cramponează de goluri, de lipsuri, de ceea ce vă lipsește vouă din meniu. Aveți o grămadă de lucruri la dispoziție. E ca și cum aveți, uite așa, o listă de talente cu care sunteți înzestrați, de resurse, de instrumente, de tot ce aveți nevoie este acolo, în rețeta voastră există. Dar din rețeta asta lipsește un ingredient și aveți tendința de a vă crampona de punctul acela. Aveți o grămadă, n-aveți iubire. Iubirea aia vă doare. Aveți o grămadă, n-aveți bani. Lipsa banilor vă doare. Iarăși aveți o grămadă, n-aveți servicii. Normal, lucrul ăla vă doare. Bun, poate nu sunt atât de mari, atât de importante aceste puncte lipsă. Poate lipsește ceva, un ingredient minor la urma urmei. Dar atât vă frământați, atât de nemulțumiți sunteți, încât aveți tendința de a ignora ce aveți în schimb. Că aveți cu ce? Aveți cu ce vă lăuda. Dar nu acelea vă preocupă pe voi. Știți cum e, nemulțumitorului se ia darul, deci aveți o grămadă de lucruri pentru care ați putea să vă bucurați de viață, dar dacă altceva nu e pe listă, acolo vă uitați tot timpul, la asta vă gândiți tot timpul, asta vă preocupă, căutați căi să umpleți și golul acela. E, totuși, momentan are de unde să apară resursa aceea lipsă, dar poate să apară ceva în compensație, un surogat, un înlocuitor, nu apare chiar în forma aia, de aceea nu trebuie să fiți foarte riguroși în așteptări, nu vreau decât sub forma asta, dacă nu-i cu fund albastră, eu nu primesc lucrul ăla de la viață. E, poate să vină cu fundă, dar nu albastră, deci nu fiți fixiști pe un anumit plan. Fiți deschiși, fiți receptivi, de ce nu, poate să apară altceva din altă direcție, chiar dacă nu e chiar conform viselor voastre, conform marilor voastre așteptări. Normal că aveți pretenții ridicate, Leo vrea multe de la viață, dar uneori nu vine
ceea ce doriți. Și dacă nu vine ceea ce doriți, aveți tendința de a generaliza, de a extrapola și spuneți, dacă n-a venit lucrul ăla, eu n-am nimic, eu n-am primit nimic de la viață. Când ați primit mult, enorm, aveți cu ce? E frigiderul plin, dar dacă nu aveți lapte, laptele ăla vă preocupă că mă duc să cumpăr lapte. De unde să iau lapte? De ce n-am eu lapte? Toată lumea are lapte, eu n-am lapte. Bineînțeles, ceea ce spun este o comparație, o metaforă, spuneți-i cum vreți. Deci nu vă uitați numai la ceea ce nu este, poate nu la nivelul sperat, nu în forma sperată, nu așa cum ați visat voi, că poate din altă parte primiți ceva similar, dar care poate să vă abată gândul de la ce lipsește, spunând, da, domnule, am totuși ceva, n-am lapte, am lapte praf, e lapte și ăsta, de ce nu? Fecioarele ar putea avea parte de foarte multă înțelegere astăzi din partea celor din jur. Nici vouă nu vă vine a crede cât de ușor vă faceți voi înțelegi, spuneți unele lucruri, unele adevăruri, unele informații, le transpuneți în cuvinte și vedeți foarte multă înțelegere la ceilalți. De exemplu, dacă sunteți profesor și predați online, vedeți din partea copiilor multă receptivitate, multă preocupare pentru ceea ce spuneți. La serviciu, reușiți să vă faceți înțeles pentru ceea ce, prin ceea ce aveți voi de spus. Tot ce iese din mintea voastră, din mâinile voastre, din gura voastră, tot ceea ce produceți primește din partea celor din jur reacții pozitive, aplauze, acceptare, lumea e de acord cu ceea ce spuneți voi, căpătați noi adepți la ceea ce spuneți voi, adunați un grup în jurul vostru și în jurul ideii pe care voi o expuneți. Asta înseamnă bună înțelegere, reușiți cu oricine intrați azi în contact, de la o singură persoană până la cine știe cât de larg e grupul, reușiți să vă faceți foarte bine înțeles și normal că lucrul ăsta vă motivează, vă satisface să vorbiți mai mult, să vă expuneți punctul de vedere cu mai multă verbă. Deci orice contact cu restul lumii poate fi de succes astăzi pentru că aveți vorbele potrivite, instrumentele potrivite, de a vă face înțeles. Nimeni nu o să rămână cu semne de întrebare, dar oare ce a spus, ce a vrut să spună fecioara aceasta? Poate chiar nici voi nu înțelegeați unele lucruri și prin faptul că expuneți altora ca la o lecție și voi înțelegeți mai bine lucrul ăla și se clarifică situația, probabil se și formează un grup așa de păreri, de idei și voi spuneți ceva și ceilalți au ceva de spus și prin comuniunea aceasta de idei lucrurile se clarifică, înțelegeți mai bine cum stați, încotro mergeți, pe cine vă puteți baza, ce ați vrut voi să spuneți, ce au vrut ceilalți să spună și astfel multe semne de întrebare, suspiciuni sau dubii care poate mai planau pe anumite planuri încep să dispară și să se limpezească multe planuri din viața voastră. Pentru balanțe este o zi inocent, așa, parcă ați fi niște copii care sunt în fața unui drum nou, pe de o parte îi atrage că e o aventură nouă, ca acel copil care pleacă de acasă să vadă lumea, clar că există și oarecare nesiguranță, bun, plec de acasă, dar ce mă așteaptă, încotro merg, prin ce, la ce riscuri mă expun, deci e o luptă între inocența, curiozitatea copilului care pleacă într-o aventură nouă, dar și prudența maturului de data asta care spune, bun, e minunat drumul care mi se deschide, dar ce mă așteaptă? Ce mi se cere? Prin ce voi trece în toată povestea asta? Lăsați-vă duși de entuziasmul plecării, de entuziasmul necunoscutului, e mult mai interesant să vedeți ce urmează decât să vă tot gândiți că la tot pasul pot apărea probleme. Clar că pot apărea probleme. Voi sunteți o zodie destul de afectată acum de planetele din zodia diametral opusă din Berbec și care vă pun la încercare și răbdarea și ambiția și voința și capacitatea de a vă concentra pe țelul propus. Clar că, precum scufița roșie în pădure, ați putea fi distras și în alte direcții. Ia să mă duc să culeg o floare, ia să mă duc să culeg o ciupercuță. Voi aveți un scop foarte precis în față. Acolo ar trebui să vă conectați toată energia. Dar
copilul din voi vrea să mai experimenteze, vrea să se mai simtă bine, nu vrea să-și asume ceva foarte serios, conștient fiind că urmează un drum destul de complicat. Dar încă mai doriți să vă jucați un pic, să vă mai abateți pe drumul acela care duce la reușită, la un succes la urma urmei. Sunteți la început și la început totul e amuzant, e frumos, e plăcut, încă nu ați dat piept cu hopurile, cu riscurile alea de care ziceam, vor apărea și ele că aventura poate fi lungă de acum încolo, dar acum este bucuria aceea a începutului, e fericirea aia că wow, am plecat la drum, e un drum nou, abia aștept să văd ce urmează. Fiți sigur că o să urmeze și provocări, dar e bine să vă păstrați această curiozitate infantilă aproape, că asta vă duce mai departe. Dacă v-ați gândi doar la probleme, clar că s-ar putea să reduceți din ritm, să vă mai scadă cheful, să vă mai scadă dorința de a vedea ceea ce urmează. Păstrați-vă bucuria descoperirii noului drum și o să vedeți voi după aceea ce urmează. Scorpionii vor să facă niște schimbări în viața lor, dar nu se grăbesc. Voi de obicei sunteți mult mai plini de dorință de schimbare, de aventură, vreți să vă apucați, să răsturnați totul, sunteți una din zodiile care poate să o iași de la zero de un milion de ori în viață, e dispus oricând de o nouă renaștere. Treceți printr-o situație care vă reprezintă, e ceva ce vă place, asta e conform șablonului vostru, acela expansiv, dornic de provocare, ceva provocator, deci. Dar de data asta sunteți mai prudent, sunteți mai serios, mai sobru, mai distant, nu vă aruncați, nu faceți 7 pași înainte. Spuneți, da, e minunată provocarea, dar de ce să mă grăbesc? De ce să țintesc direct la capăt? Ia să mă bucur de toată povestea asta, să văd ce vine. E o construcție lentă, e o schimbare lentă, mai bine zis. E o renaștere lentă, nu e o renaștere peste noapte, nu e ceva ce se transformă văzând cu ochii așa cât ați bate din palme. Dar nu vreți să săriți peste etape, vreți să o luați încet, vreți să reconstruiți totul pas cu pas, cu cap, cu maturitate și bine faceți dacă reușiți să păstrați totul într-o zonă calmă, relaxată, liniștită, conform unei strategii, conform unei programări, ca să nu regretați mai târziu că v-ați grăbit, că ați scăpat din vedere ceva din cauza vitezei care vă reprezintă. Deci, da, e minunată provocarea care vi se oferă. La capăt vă așteaptă clar altceva decât ce ați lăsat în urmă, dar nu faceți pași mari, nu săriți peste etape, nu treceți pe scurtătură, mergeți pe drumul sinuos și lung până acolo unde v-ați propus, că de fapt tot acest traseu de durată face parte din renașterea asta de care ziceam. E o naștere, dacă o luăm așa motamo, e o naștere cu travaliu foarte lung și travaliu vă învață ceva pe parcurs. Nu ajungeți direct să vă nașteți din nou la capăt peste noapte. E o reconstrucție, cum spuneam, care cere timp, cere răbdare, cere prudență, cere calm, pentru că doar așa reașezați totul pe o altă temelie, pe un fundament nou, dar mult mai solid. Voi, săgetătorii, vă simțiți un pic cam obosiți, poate chiar epuizați psihic. Ați trecut printr-o perioadă destul de agitată, de încărcată, care a lăsat urme, amprente majore asupra psihicului vostru în general. Vă comportați ciudat, treceți de la bucurie la tristețe peste noapte, unde ar trebui să râdeți, plângeți, unde ar trebui să rămâneți calm, vă flambați. E greu pentru voi să țineți sub control reacțiile de natură emoțională. E o sinusoidă acolo în care treceți de la plus la minus de câteva ori pe parcursul zilei și vă este foarte greu să păstrați un echilibru. Voi sunteți la extreme, ori pe mijloc, greu de crezut. Și asta e numai din cauza epuizării nervoase. A fost stres, a fost agitație multă în viața voastră în ultima vreme. Poate chiar e un fel de
cursă lungă, a fost o schimbare sau, mă rog, o provocare pentru voi care durează de ani de zile și după ce ani de zile a stras, ați alergat dintr-o dată, ați obosit, nu mai puteți, vă uitați în jur și poate pentru unii e un fel de depresie, poate pentru alții e un fel de panică, de anxietate, o angoasă, așa, greu de exprimat ceea ce simțiți, dar e o cădere psihică. Poate pentru unii săgetători e chiar un fel de cădere din aceea nervoasă, știți cum e când nu mai puteți, simțiți că nu mai puteți, vă vine să rupeți tot și să fugiți, vă vine să vă dați demisia, vă vine să ieșiți dintr-o relație. Pot fi reacții, deci, din acelea extreme, dar care nu sunt altceva decât reprezentarea stresului prin care ați trecut. Ați suportat voi cât ați suportat, ați trecut prin tot felul de probe, ați reușit să vă mențineți la un nivel cât de cât bun, să zicem așa, calm, luni de zile, ani de zile poate. De zic că poate fi ceva, de când s-a întâmplat, dar acum explodează bomba. Oricât fitilul ăla a fost el lung, a fost tras de el luni de zile, dar acum fitilul a ajuns la bombă și face poc. Și când zic face poc, aici poate fi vorba de orice fel de reacție, cum spuneam, crize de personalitate, crize de isterie, crize de nervi, crize de plâns, crize de extaz, poate să fie și nu vi se întâmplă uneori să râdeți când sunteți mai nervos sau când sunteți mai obosit, pot fi reacții care rare ori le aveți, dar pot fi la maximum, ori într-o parte, ori într-alta, la extreme, dar mai puțin pe calea de mijloc. Bineînțeles că asta cere din partea voastră un slow down, să o lăsați mai moale, să nu mai pedalați atâta, că e clar că ați tras din greu, v-ați consumat enorm și orice combustibil folosit la greu se epuizează și asta sunteți voi acum. Un motor care nu mai poate, are nevoie de o pauză, să opriți tot o vreme măcar și să vă reîncărcați bateriile. Ce înseamnă asta, voi știți, că-i o internare în spital, că-i o vacanță, că-i un an sabatic, că-i ieșirea dintr-o relație, că-i o demisie, așa cum ziceam, ceea ce simțiți că trebuie să faceți pentru a o rupe complet cu sursa aceea de stres extrem la care clar nu mai faceți față. Pentru Capricorn poate fi o zi de mare succes, pot apărea de unde nici nu vă așteptați motive de bucurie, motive de victorie. Ajungeți acolo unde v-ați propus. Dacă acum vă implicați într-o activitate nouă, într-o afacere nouă, într-un job nou, orice, o aventură nouă, să zicem că apare la orizont pentru voi, vă implicați trup și suflet cu mari speranțe de acolo și chiar sunt niște auspicii bune pentru voi să vă aruncați așa în necunoscut. Voi nu sunteți genul, voi nu sunteți atât de, nu riscați, nu vă aruncați cu capul înainte, sunteți mai prudenți, sunteți mai conservatori, mai răbdători, nu vreți reușite peste noapte. S-ar putea elementul surpriză să funcționeze foarte bine pentru voi astăzi și să vă treziți în fața unei noutăți, a unui eveniment, a unui incident, dar cu conotații pozitive, care se termină foarte bine, fără să vă așteptați, aproape fără să-l programați, fără să vă pregătiți. De aia spuneam că elementul surpriză. Lăsați-vă dus de neprevăzut, de ce nici nu credeți că se poate întâmpla, nici nu știți ce e după colț, că poate fi ceva foarte bun. Nu programați nimic, nu stabiliți nimic conform strategiei pe care voi știți bine că o iubiți foarte mult, vă plac lucrurile bine, consolidate, clarificate, nu prea lăsați lucrurile la voia întâmplării, dar de data asta întâmplarea, hazardul pare să fie generator de succes pentru voi. Exact de acolo de unde n-ați pregătit nimic, vine succesul, exact de acolo de unde nu v-ați așteptat, vine o veste bună. Pregătiri, nu știu, plecați la drum, dar fără nicio pregătire în prealabil, ați luat pașaportul și ați plecat. Lucrurile acelea cu un dram de inconștiență, de nebunie, de ia să văd și eu ce iese din toată povestea asta, pot fi mai degrabă de succes astăzi decât cine știe ce programări de luni de zile. Vărsătorul simte nevoia să facă un pic de liniște în mintea sa, mai ales astăzi, și bine faceți dacă reușiți, pentru că numai printr-un fel de izolare, autoizolare, și nu din cauza COVID-ului, ci din cauza nevoii de a vă clarifica mintea, vă retrageți.
într-un spațiu al vostru, în casa voastră, într-o bibliotecă, într-o mănăstire, într-un loc în care să fiți lăsat voi singuri de capul vostru, că doar așa vă puteți auzi gândurile, așa vă puteți clarifica anumite situații. Dacă ați fi prins într-un iureș de evenimente, stresat, cu telefoane sunând, cu copii urlând și așa mai departe, nici vorbă să ajungeți la concluzia aceea de care aveți nevoie. Se poate clarifica foarte bine orizontul. Voi aveți ceva, un plan în minte, o idee, un gând major pe care vi l-ați stabilit. Dar dacă ați face lucrurile stresat ca și până acum, nu ați stabili exact ce aveți de făcut. De ce e nevoie de izolare? De ce e nevoie de liniște? De ce e nevoie să fiți lăsat în lumea voastră, în liniștea voastră, în intimitatea voastră, că doar așa veți lua cea mai bună decizie, așa vă vine cea mai bună idee, sunteți inspirat. E ca și cum acolo în interior este greierașul acela care vă transmite ceva ce aveți de făcut, dar n-aveți cum să-l auziți când afară e nebunie, când toată lumea vrea ceva de la voi. Găsiți-vă secunda, ora de liniște, de izolare, departe de toată lumea, că doar așa o să auziți ce vă transmite greierașul. Deja plouă la mine aici, sper să nu se audă și pe filmare, dar nu contează, mergem mai departe, asta e toamna. Pentru pești este o zi în care ajungeți la concluzia că un drum, o cale pe care ați pornit cândva, nu prea mai ajunge acolo unde v-ați dorit. Sunteți un pic dezamăgit, nemulțumit de rezultate, începeți să regretați că ați început acel drum cândva. Și deși sunteți încă pe parcurs, deși încă n-ați ajuns la niciun fel de rezultat, dar doar îl întrezăriți așa că nu prea arată bine, începeți să vă gândiți ce ar fi să renunțați, ce ar fi să abandonați acest drum, să lăsați totul baltă și să virați tot în altă direcție. Poate n-ar fi rău să vă gândiți foarte serios la această idee, căutați acel plan care vedeți că nu vă mai oferă nimic la orizont, dacă nu cumva e mai bine să-l lăsați, sau măcar nu e un abandon total, nu-l aruncați peste bord, ci îl lăsați pe o linie moartă până într-o zi în care s-ar putea să apară alte resurse, alte idei, poate ajutoarele necesare, instrumentele potrivite ca să-l duceți mai departe. Momentan, planul ăla nu mai are sorți de izbândă, lăsați-l acolo în drum și apucați-vă de altceva. E o renunțare, pentru unii poate fi definitivă, pentru alții poate fi doar temporară, poate dura câteva luni de acum încolo, poate dura câteva zile de acum încolo, până când veți reveni în același punct și o să-l puteți lua de la capăt. Sau poate, mai mult decât atât, e foarte posibil pentru unii pești să fie vorba de reluarea unui proiect abandonat cândva. Probabil atunci când Saturn a intrat în retrogradare, acum câteva săptămâni, ați început ceva și ați început cu stângul și pentru că n-a mers atunci, probabil l-ați lăsat pe linie moartă. Acum a venit vremea cumva să priviți peste umăr și să spuneți, dar ce-ar fi să o mai iau o dată de la capăt? Poate între timp au apărut niște soluții. Poate ați căpătat experiență, poate ceea ce nu aveați atunci între timp se ivește de pe undeva, poate așteptați ajutorul cuiva și ajutorul vine acum, participarea cuiva și el spune prezent abia acum. Deci poate fi vorba ori de o renunțare, vedeți că drumul ăla nu mai merge și îl lăsați în drum cu gândul că o să-l reluați cândva, sau dacă pe parcurs ați abandonat un plan mai de mult, vă întoarceți în acel loc, puneți din nou rucsacul în spate și mergeți mai departe de unde l-ați lăsat, pentru că probabil de acum încolo știți mai bine ce aveți de făcut. Deci nu pare să fie nici eșec, nici capăt de drum, nici renunțarea definitivă la ceva, ci doar treceți pe o linie secundă unele planuri sau reveniți pe linia secundă să vă continuați drumul de acolo de unde l-ați lăsat. Cam asta este ziua de miercuri. Am uitat să vă anunț că există și horoscopul săptămânii deja pe site. A apărut luni, nu duminică, așa cum fac de obicei. Căutați-l și pe acesta ca să aveți o idee de ansamblu la ceea ce urmează pe parcursul săptămânii. Și bineînțeles, încetul cu încetul vor apărea și horoscoapele lunii. Lent. Pentru asta îmi cer din nou scuze, dar sper să aveți suficientă răbdare și toleranță. O zi bună vă doresc și ne vedem și mâine!